Și după asta m-am uitat la facultate de drept, la stat. Fantastic. Am intrat acolo și am început să învăț. Aveam 9-10, primul an, cel puțin eram bun, știi? Și după aia, în anul 2, m-am apucat de kickboxing. Aveam început să îmi purtică, că mă lăsasem de sport și toți sportivii se îngrașă după ce se lasă. Da, da. Și m-am dus acolo. Hai mă, să fac și eu. Mai învățam la drept civil, la drept penal, după aia mă duceam și mai făceam... Vedeam la televizor, vedeam pe Daniel Ghiță, pe Ciprian Sora, pe Zmărândescu, erau ei la început de carieră. Da, 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 da. Știi, mă țin minte, da, 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 era nebunia. Da, 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 era nebunia. Și la televizor, mă, să mă știu într-o sală de aia să văd cum e, știi? M-am dus într-o sală, am început să fac și eu, să învăț, să dau câteva serii. Deci nu crede-mă că n-am învățat mare poveste. Da, da, da. Făceam de trei ori pe săptămână, făceam antrenamentele alea. După 6 luni, mă ia antrenorul meu și îmi spune, bă, Cătăline, mă ia la un moment dat într-o parcare, țin minte, într-un magazin. Bă, tu ai să ajungi un mare campion, spune mie maestru. Și eu am început să râd, e ca și cum te iau lei tu pe leu, te iau pe cineva și spun, mă, tu ai să ajungi un mare tenismen. Mare tenismen. Și zic că e maestru, lasă-mă în pace. Eu înțeleg, mie mi-a venit să râd prima oară și chiar am zâmbit, știi? Eu zic, băi, maestru, cum spui tu, o să ajung un mare campion? Eu în condiție care făceam de 6 luni, deci măcar nu știam să dau directă și croșeu. Deci tu înțelegi, eu când am intrat în nebunia sau cheuanu, eu nu știam să știam elementele de bază. Da, e doar ăla. Mi-a luat Moroșan la început, bă, de la habar la tehnică, se bate ca nebun, dacă nu știam de unde să știu. Și după 6 luni, mă ia maestru la un moment dat, după ce am avut discuția asta, hai mai să mergem la o preselecție la Constanța, știi? Era o preselecție Local Combat atunci. Da, le știu pe alea, Local. Bro, erau pe alea, știi? Da. Și la un moment dat, bă, vezi că trebuie să bați cu bagica de Radu Mazăre. Bă, ce să fac acum? Aveam 86 de kg, păr ridicat în sus, roșcat, ce înțelegi? Și uite, așa m-am dus și m-am luptat acolo, un animal de 2 metri, brândos, m-am bătut ca la țară, frate, și cum se bate ca la țară, și cu așa, și cu așa, și cu pan. Ce-am făcut, l-am bătut, frate, incredibil, în condiție în care eu l-am bătut. Da, l-am bătut, 3 reprize, l-am bătut, pe ăla a rămas mască. Bă, ce, de unde e moldoveanul ăla nebun, mă? Și la un moment dat vine a doua zi șeful bodyguardilor, altul mai brândos, lasă că răzbună pe ăla, lasă șeful, spunea lui Mazăre, lasă șeful că-l bate cu moldoveanul, dă-l mă încoace, ce mică, dă-l acolo. A doua zi, alt meci. Și cu șeful lor, fratele tău, la un moment dat am început să fac o nebunie și o luptă acolo, cât i-am dat cheo la 2 reprize lor, nu mai putea, era brut. Deci, dai seama, șeful lor mai slab a fost ca celălalt. Și la un moment dat, s-o taie inimia, bă, cine e nebunul ăsta, de unde a apărut? Cine e ăsta mic care bate pe ea mari? Că cam asta a fost ideea, știi? Și uite așa m-a văzut inimia, m-a băgat în promoția asta Local Combat. După asta am început să intru în circuitul ăsta, am început să mă bat din ce în ce mai tare luptător și am ajuns să mă bat în Final 16, în Tokyo, în Japonia, să stau la masă cu Peter Reed, să mă bat cu Paul Sawinski, să mă bat cu Mighty Mo, să stau cu toate legendele astea, să mă lupt cu ei eu. În condiția în care eu eram un biet copil care a crescut într-o pădure la grajduri. Da? Era pe pădure, fugeam după vacă și după oi. Deci ca să vezi poveste de viață. Fantastic. Cum percepe soția ta, cum percepe fetița ta, că știu că ai o fetiță, cum percepi ei când te văd în ring, cum trăiesc momentele alea, te așteaptă ca să vin la meciuri să te vadă? Știu că ești un familist și un băiat corect așa. Ideea este că soția mea, sau atunci era prietena mea, noi suntem împreună de 16 ani. Mă țin înainte. Ea avea 16 ani, eu aveam 17 ani. Am 2 virgini. Deci te știe. De când am început. Te știe rămas, de la început. Da, de la început a rămas împreună. A fost lângă mine și când stăteam la cămin în T4, T5, în Tudor, la mine acolo, și împărțeam împreună cu conservă de ton sau ceva și acum a rămas lângă mine când i-am oferit totul. Și chiar sunt norocos că am găsit-o pe soția mea și, nu știu, și frumoasă și dracu să-i cum dacă eu mor, adică ar pas uite la mine. Am avut norocul ăsta, știi? Mi-a dorit o fetiță frumoasă, o cheamă Natalis. Să-ți trăiască, Doamne ajută. Și n-a fost niciodată de acord cu faptul că am ajuns celebru. Știa care este plata, lipsa de acasă, tot felul de chestii care, bă, cum vin alea... Multe sacrificii. Multe sacrificii. Dar am mers mai departe, am făcut un copil, o să mai facem un copil și îmi doresc foarte mult și ea să se realizeze din punct de vedere, ea acum este medic stomatolog, primul an,
A terminat așa două facultăți, a terminat FEAU de economie și acum a terminat stomatologia. A învățat acum ceva. Lucrează și ea, da. Deci tot timpul ne-am împins unul pe altul. Tot timpul ne-am dorit mai multe chestii unul de la altul. Și uite așa reușim să ne împingem și să reușim să fim o familie. Eu respect femeile din două motive. O respect femeia din cauza mamei mele, din cauza soției mele. Pentru că am văzut că pe pământul ăsta există și astfel de femei. Și aia, sunt femei. Ai avut noroc de două femei extraordinare, da, în viața ta. Și din cauza asta respect femeia. Și o să respect toată viața. Pentru că, până la urmă, o femeie ne-a dat nouă viață, nu? O femeie, frate, nu altcineva. Visul meu, al meu cel mai mare, este să fac o academie mare de sport, de full contact, de arte marțiale. Să vină toți copiii să facă... Să faci un fel de templu al altor marțiale, templu, spuneai, arte marțiale. Să vină toți copiii, frate, să promovez sănătatea prin sport, să creștem copii, să schimbăm destine. Și cred că e de ajuns. Uite, am 33 de ani, mi-am trăit viața, cred că cât s-a trăit un om întreg, sincer spun. M-am și distrat, m-am și antrenat, m-am și bătut. Ți-a fost și greu, ți-a fost și bine. Și uite, stai ce fața voastră. Și dacă nu făceam lucrurile astea, nu eram ceea ce sunt eu acum. Persoana în care sunt acum. Și mă bucur foarte mult că am ajuns aici să fiu. Chiar am cheltuit bani la început, că a fost cocalar și m-am luat prima oară prin mei bani din mama, mi-a luat un Dar n-aveam să stai. A costat 12.000 mașina și m-am dus la ce am spus, bă, îți dau 9.000 de euro ca să bani am. După ce am luat mașina, aveam nici permis, nici bani de motorină. Tu-ți imaginezi că uceam la catodul civic la tata, uceam cu pompa de motorină și puneam în zerea 5. Deci faze de astea. Bă, sunt momente. Deci sunt momente când câștigam primii bani de la lăutari, de la lăutari, Moroșanu, bă, când vedea... Seama, când ești un biet student care merge cu tramvaiul la facultate și te zici la un moment dat că te știe toată lumea și dă dedicații și tu zici, mă, de când dă dedicație mie, mamă, ești nebun, aș dau și unul dedicații, adică cunoscuți. Am întâmplat momentele astea, deci trebuie să trecem prin toate chestiile astea, că dacă nu trecem, nu am avea nici ce să povestim și nu am ști exact ce să facem mai încolo. Nici n-am evoluat. N-am mai evoluat, tati, și eu am trăit pe toate, sincer spun. Ce vrei să spun? Asta este. În încheiere aș vrea să te întreb, ce planuri de viitor ai? Sau nu de viitor, să zic pe anul ăsta, suntem la începutul anului, relativ. Anul ăsta am doresc să am 4 meciuri. Mai doresc să mă lupt încă 2 ani de zile. 2 ani și 2 gata? 2 ani și gata. Bine, pot să o mai lungesc până la 37. Te apuci de templu? Mă apuc de templu. Templul altelor marțiale. Templul altelor marțiale. Ultimele 4 meciuri vreau să le fac în țară. Pentru toți fanii mei care au stat lângă mine, care au stat până la 2-3 noaptea, să mă duc să mă lupt pentru ei. Bă, nu mă vezi pe Moroșanu pentru ultima dată. Știi că m-am bătut până acum numai prin țări străine. M-am bătut ba în Tokyo, ba în Chicago, ba în Puerto Rico. Da, noi am văzut la televizor. Ba în Australia. Și n-am mai fost lângă fanii mei, lângă oameni din România, aproape 3-4 ani, frate. Mă se întreabă, unde e Moroșanu? Unde a fugit ăsta? Și vreau acum, dacă tot mă las, să vin la fiecare acolo, în toate zonele, în Moldova, în Ardeal, în Sud, în București, să fac galele astea, să mă vadă acolo, știi? Să pun un bilet foarte ieftin. Sincer. Și să umpli sările. Să umpli sările. Să vină tot. Să poată să vină și la sac, și la bogat, să vină fiecare, știi? Bă, asta e moștenirea mea care am lăsat-o vouă și artelor marțiale din România. Îți mulțumesc pentru interviu și sper să ne vedem cu drag și la alte emisii. Eu îți mulțumesc frumos și la cât mai multe interviuri, că ești foarte fain. Să dea Dumnezeu. Mulțumesc mult.